Am petrecut multe dimineți pe apă în toată viața mea, dar simt că aceasta va fi diferită. Azi nu am nici rame, nici vâsle care să mă propulseze în față, dar tot am nevoie de brațe puternice pentru aceste parâme și nevoie de puțină adiere de vânt pentru vele. În toată cariera mea am fost obișnuită cu provocări mult mai mari, dar sigur în embarcațiuni mult mai mici. Azi ies din zona mea de confort, dar o fac acolo unde mă simt cel mai bine, pe luciul apei. Am fost desemnată cea mai bună canotoare a secolului 20. Inspir generații întregi de sportivi, iar astăzi vreau să te inspir și pe tine. M-am alăturat din nou campaniei Ariston Comfort Challenge, prin intermediul căreia Ariston Thermo România și Crucea Roșie au donat în ultimii 4 ani peste 1500 de echipamente de încălzire a apei căminelor pentru vârstnici, caselor de copii și altor instituții ale statului. Pentru că fiecare dintre noi merită să aibă parte de normalitate, apă caldă curentă. Susțin Ariston pentru că duce confortul acolo unde este mai mare nevoie de el. Misiunea Ariston continuă. Împreună putem duce confortul chiar și acolo unde pare greu de atins.